Bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a atelierului de gătit Bucătăra și autoimun. Ca la fiecare atelier de gătit organizat de Asociația Pacienților cu Boli Autoimune, gătim fără gluten. În această seară însă, gătitul cu gluten este o parte, însă nu vom folosi nici lactate. Sunt multiple studii care au evidențiat faptul că o anumită proteină din produsele lactate, atât din laptele de vacă, cât și din laptele altor mamifere pe care noi folosim laptele lor, este un potențial permeabilizant al barierei hematoencefalice, barieră care devine mai permeabilă în prezența fie a proteinelor din grâu, ori secară, fie sau și în prezența unei proteine din produsele lactate. De aceea vom evita atât glutenul cât și produsele lactate. Pacienții cu scleroză multiplă, pentru că lor le este dedicat acest atelier, odată cu progresia bolii pot avea și dificultăți de manevrare a dispozitivelor de bucătărie sau chiar a tacâmurilor cu care aceștia consumă alimentele. De aceea încercăm să avem cât mai puțin de manevrat și de manipulat alimentele și ustensilele de bucătărie. Sigur că unele alimente trebuie să le tăiem cu cuțitul, însă cu siguranță, unde sunt cazuri mai grave, există un însoțitor care poate ajuta pacientul cu scleroză multiplă. Așa cum ați văzut, pe site-ul, pe pagina asociației, avem un meniu zilnic și exact așa vom găti și noi. Avem micul dejun, budincă de chia cu băutură vegetală, în trei culori. Cele trei culori vor fi date de către fructele pe care le vom adăuga. Avem o gustare și vom face un smoothie pentru că avem nevoie să aducem antioxidanți în alimentație și cum este sezonul cireșelor, chiar dacă încă nu este un preț accesibil, în scurt timp acestea pot fi mult mai accesibile din punct de vedere al prețului. Pentru masa de prânz avem pachetele de primăvară în forma vegetală exclusiv, dar și cu ton sau cu pui sau fiecare cu ce are. Este foarte ușor de făcut acest meniu. La gustarea numărul 2 vom avea o supă rece de roșii, iar pentru masa de cină m-am gândit să facem pește. Somon sau puteți folosi orice alt pește gras. Este important să aducem grăsimi de bună calitate, alături de cartofi dulce, licopenul și carotenii, carotenoizii conținuți în alimentele pe care o să le folosim, sunt recomandate în această afecțiune și sparanghel, pentru că tot este sezonul de sparanghel și iarăși, din punct de vedere a prețului, este accesibil în această perioadă. Dar haide să nu întârziem prea mult și să începem să gătim. Toate întrebările voastre vor primi răspuns în comentarii. Să ne facem pregătirea și să avem bancul de lucru sub lupă, cum se zice. Și am zis că o să începem cu budinca de chia. Această budincă de chia se face foarte, foarte, foarte rapid. Avem nevoie de un bol. Eu folosesc un borcanel, semințe de chia, sunt semințe de chia organice. Consider că atunci când consumăm alimentele altor popoare, să ne asigurăm că, virgulă, calitatea acestora este de foarte bună sau de cel mai înalt nivel. Așadar, vom pune 4 linguri de semințe de chia. O să vedeți de ce le pun așa. Eu am pregătit o budincă pentru că ea, în mod normal, trebuie să stea la rece. Dumneavoastră puteți să preparați acest lucru de seara, băgați în frigider și dimineața totul este în regulă. Am folosit și am pus-o în cana gradată, astfel încât să vă dați seama și într-o cană cam cât înseamnă 404 linguri, mă iertați. Pun în borcan.
Adaug pudră proteică vegetală pentru a crește aportul de proteină în alimentație. Eu folosesc pudră proteică de la Vivo Life. Ritual este o pudră proteică, aceasta este cu aromă de vanilie. Pudra proteică este cu ingrediente de foarte bună calitate, după cum puteți vedea, proteină din mazăre galbenă, din cânepă, proteina de cânepă presată la rece, de quinoa, aromele sunt naturale, din vanilie de Madagascar, iar ca îndulcitor avem îndulcitorul natural extras din stevia, glicozidele steviolide, avem fibre din konjac sau glucomanan și sare de Himalaya. Sigur că pot fi printre noastre persoane care au tratament și nu se recomandă aportul de sare, adaosul de sare, însă pentru o cupă de proteină, adică 30 de grame de proteină, avem 0,65 de grame de sare. Aici cantitatea ar putea însemna foarte mult, de aceea puteți spune sau nu. O cupă de proteină sau, dacă nu aveți o cupă de proteină, puneți două linguri rase, înseamnă 30 de grame. Această proteină o voi pune peste semințele din borcan, să vedeți că se amestecă foarte, foarte ușor. Legăm, punem la loc și mai avem nevoie de băutură vegetală. Eu am ales să folosesc băutura de nuci, este certificată fără zahăr adăugat, fără gluten și fără lactoză, este de la Olympus. Puteți găsi în orice hipermarket care are produsele Olympus. Înainte de utilizare, trebuie să agităm foarte bine recipientul, să amestecăm și vom adăuga 300 de mililitri de băutură vegetală. Gustul este delicios. Dacă doriți mai dulce de atât, sigur puteți să adăugați îndulcitor. Consider că punând această pudră proteică nu mai este nevoie, chiar dacă laptele nostru, băutura noastră vegetală este neîndulcită. Și toate aceste ingrediente le pun în borcan și le agit. Dacă aveți un shake, un shaker, puteți să îl folosiți fără nicio problemă. Mie mi-este la îndemână să îl agit. Sigur că trebuie să-l agităm periodic, înainte de a-l pune la rece. Să ne asigurăm că aceste semințe pe care le puteți vedea pe aici nu se decantează și rămân acolo. O să vă arăt imediat că tendința lor este să se ducă în partea de jos a borcanului. Eu o să-l pun un pic aici, pentru că mai este nevoie să-l amestec. Dar am preparat anterior budinca de cheia tocmai pentru a nu pierde vremea și pentru că avem nevoie să ne organizăm mai bine. De data aceasta, budinca mea de chia, pe care am preparat-o de aseară, am pus-o într-un recipient, am băgat-o la frigider și consistența acesteia, da, este în felul acesta. Voi împărți în trei recipiente, pentru că avem nevoie să le colorăm înainte de a le pune într-o formă plăcută, să zic așa, și pe care putem să îl luăm inclusiv la birou cu noi fără nicio problemă. Imediat. O să fac budinca de chia în acest borcan pe care îl pot închide ermetic și pe care îl pot lua cu mine la birou în orice zi. Cum spuneam, vom da culoare budincii noastre din fructe. Avem căpșune, avem afine și avem caise.
Și avem nevoie să facem piure din aceste fructe. Sigur că putem foarte ușor să le pasăm și să le punem sau putem, bineînțeles, să le tăiem și să le adăugăm în budinca noastră fără nicio problemă. Hai să facem prima oară piureul de caise. Avem nevoie de un mixer vertical. Este cel mai ușor. În rețeta am pus două caise acolo, însă eu voi pune trei pentru că acestea pe care eu le am sunt micuțe și cantitatea de budincă de chia pe care o am, pe care am făcut-o, este mult mai mare. Voi folosi blenderul vertical și facem piure. Atât a durat. Bun. Următoarele fructe, doar că va trebui să clătim blenderul. Următoarele vor fi căpșunile pe care le putem pasa de asemenea și pe ele sau, bineînțeles, că putem să le punem, să le punem așa tăiate bucăți sau să le facem piure cum considerați că vă este mai comod. Voi păstra din căpșuni una ca să decorez așa un pic pe deasupra. Și iarăși. Atât ne-a trebuit să facem piureul nostru, iar afinele o să le pun ca atare, pentru că aceste afine sunt afine de pădure, sunt afine mici, o să le pun ca atare și o să iasă și culoarea foarte, foarte ok. Ce avem de făcut? Luăm budincă și punem peste piureul de căpșuni. Iasă un deliciu și nu doar că o să iasă un deliciu, o să atragă toate privirile. Putem să le punem inclusiv copiilor la școală această budincă minunată. Bun. Și am făcut budinca roz pe care o vom pune deasupra. Avem nevoie să punem ca bază partea cea mai consistentă. Pentru a susține celelalte culori. Așadar, direct în borcan, voi pune budincă de chia necolorată, nenimic, pentru că voi adăuga afine. Bun. Semințele de chia sunt niște semințe cu o înaltă valoare nutritivă, foarte recomandată datorită grăsimilor de bună calitate și surse de minerale prețioase. Și mai mult de atât, semințele de chia sunt extrem, extrem, extrem de sățioase. O să observați că sațietatea este foarte, foarte mare după ce consumăm o budincă de chia. Sigur că în budinca de chia putem să punem și fulgi de ovăz certificați fără gluten. Cei care aveți și boală celiacă, sigur că orice produs consumat ar trebui să fie certificat gluten-free. Am încercat pe cât posibil să caut și să găsesc ingrediente certificate fără gluten, astfel încât să vin și în ajutorul pacienților care pot avea și boală celiacă asociată. Aș vrea să vă arăt ce culoare minunată am obținut aici.
Da? Deci aceasta este prima culoare și avem nevoie să ștergem peretele recipientului pentru a nu interfera la culoare cu piureul pe care îl vom face din caise. Puteți folosi și piersică, puteți folosi orice alt fruct. Jucați-vă cu fructele de sezon, consumați cu precădere fructe de sezon. Aceste fructe, în primul și în primul rând, sunt, din punct de vedere financiar, cele mai convenabile și cele mai bogate în nutrienți, adică fructul de sezon a ajuns la maturitate deplină și în fructele de sezon avem nutrienții compleți, așa cum aceștia apar în etichetele produselor, în etichetele alimentelor. În extra sezon, când fructele sunt pe piață, ele sunt în afara etichetei, în afara conținutului nutritiv pe care îl putem vedea pe internet de cele mai multe ori. Din păcate, fructele nu au și tabel. Da? Câte calorii, ce nutrienți conțin. Această culoare nu este atât de pregnantă, de aceea am ales să o pun la mijloc între două culori mai pregnante și o să le pun treptat. Atenție să punem cu lingura, nu turnăm de jur împrejur, astfel încât să nu se amestece deocamdată culorile, pentru că ele se vor amesteca pe măsură ce veți consuma din vas. Culorile se amestecă, dar ca să-i dăm așa o față comercială, avem grijă să punem cu lingura. Și ultimul care va fi pus, ca și recipient, este recipientul în care avem piureul de căpșun. Am obținut deja două culori. Și deasupra vom pune căpșuni. Sigur, culorile vor începe să se amestece, pentru că greutatea de deasupra va interveni conform legilor fizicii și vor începe treptat să amestece culorile. Pentru a nu amesteca culorile, totuși, dacă vreți să păstrați așa pentru poze, pentru ce vreți, vă recomand să adăugați în plus pentru fiecare 100 de mililitri de băutură vegetală să adăugați încă jumătate de lingură de semințe de chia. Și deasupra vom pune căpșuni tăiate, așa, de decor. Și acesta este micul nostru dejun. Vă spuneam că e nevoie să amestecăm, da? Pentru că iată se duc în jos semințele. Și pe măsură ce consistența crește, semințele nu se vor mai amesteca. Bun. Aceasta este budinca noastră de chia în trei culori. O să vedem pozele pe care o să le pun, pentru că în poze se va vedea mult, mult, mult mai bine. Așadar, o să vedeți pe pagina de Facebook culorile mult mai pregnante. Bun, am terminat cu budinca de chia. O punem la frigider și o luăm cu noi la serviciu sau o mâncăm, fără nicio problemă. Bun.
după micul dejun, este în regulă să avem o gustare, o gustare între micul dejun și prânz. O gustare ar trebui să fie cumva la un interval de 2 ore, dacă masa de dimineață este mai consistentă, sau la o oră și jumătate, dacă masa de dimineață este mai puțin consistentă. Este nevoie să dăm timp stomacului să elibereze din conținutul său. Ei bine, de aceste recipiente nu mai avem nevoie. Ei bine, am gândit la gustarea între mic dejun și prânz, să prepar un smoothie. De ce avem nevoie? De un blender și nimic mai mult. Și am zis să prepar un smoothie din cireșe, că tot o să fie sezonul. Eu am amestecat cireșe și mure aici. Le aveam congelate și mi-au fost mai ușor așa. Le voi pune în blender. De data asta în blenderul vertical. Voi adăuga și jumătate de banană mare sau o banană mică. Aceasta este o banană foarte mică, numai că este nevoie să fie bine coaptă, în primul rând pentru dulceață și aromă, deoarece avem nevoie să punem arome puțin mai tari pentru a impacta aroma de spanac pe care o obținem din frunzele de baby spanac. O cană de frunze baby spanac. Le-am spălat, le pun aici. Ok. Și avem nevoie, desigur, de un lichid. Da? Folosim, de asemenea, băutură vegetală. Voi adăuga 200 de mililitri. Și consistența o voi putea regla ulterior. Dacă îmi doresc o consistență mai crescută, sigur că pot să mai adaug băutură vegetală, dar cred că este suficient așa. Punem capacul și dăm drumul la blender. Nu este nevoie să turăm foarte mult, este suficient, dar acum veți auzi un zgomot și nu mă veți mai auzi pe mine ce spun, de aceea o să pregătesc masa de prânz imediat. Îi mai dau încă o dată. Sigur o să spuneți, nu se combină culorile verde și roșu, pentru că vom obține o culoare nu foarte plăcută. Ei bine, pe lângă faptul că avem nevoie de data aceasta să gătim pentru anumite categorie de persoane, culoarea sigur că trebuie să fie atractivă, însă prioritatea noastră este să aducem nutrienți valoroși în alimentația clienților, mă iertați, vă spun de clienți pentru că lucrez cu persoane, în alimentația pacientului. Bun, pentru masa de prânz o să facem imediat pachetele de primăvară, dar haideți să vedem ce a ieșit din blender. Consistența este o consistență destul de ok, nu mai este nevoie să o reglez, nu este nici ca un piure, nu este nici apă. Sigur, culoarea, încă o dată, nu este o culoare cea mai potrivită,
dar nu este nicio culoare respingătoare, adică nu ne facem griji din acest punct de vedere. Bine, sigur, putem să punem mentă, putem să punem gheață, putem să punem ce vrem noi. Și acesta este smoothie-ul nostru pe care îl... Nu pot să vă transmit mirosul, dar gustul este absolut fabulos. Spuneam că vom face pentru masa de prânz pachetele de primăvară. De asemenea, pentru a nu pierde timp, anterior am tăiat din legume și voi folosi morcov, castravete, ardei gras galben și ardei capia ca și parte de legume. Sigur, putem să punem și varză roșie, putem să punem orice alte legume, ne mai dorim noi, însă farfuria curcubeu și alimentația curcubeu, adică ingrediente în special din sfera legumelor și fructelor în culorile curcubeului, sunt tot ceea ce avem nevoie pentru a ne aduce antioxidanții de care pacienții cu afecțiuni autoimune, dar cu precădere cu scleroză multiplă au nevoie. Acești antioxidanți sunt de fapt apărătorii celulelor și sigur că avem nevoie ca aceștia să ne protejeze celula nervoasă de distrugerea atacului autoimun, adică anticorpilor care distrug învelișul neuronului și de aici apar problemele cu care se confruntă pacienții. Pachetele noastre de primăvară le vom face din foi de orez. Sigur că la magazinele specializate putem găsi foi de orez gluten-free, certificate gluten-free pentru pacienții care au și boală celiacă. Noi găsim mai ușor, din păcate, în magazine fără certificarea gluten-free. Ce trebuie să facem? Pur și simplu să vedeți cât de rapid se fac aceste pachetele de primăvară. Aceste foi de orez sunt niște foi transparente, da? Asta este consistența și va trebui să le înmuiem cu ajutorul apei calde. Avem nevoie să folosim neapărat un blat nu foarte aderent, pentru că aceste foi vor fi un pic mai dificil de manevrat. Adică, mă rog, nu dificil, dar cât să considerăm că este partea cea mai migăloasă din această treabă pe care noi o avem de făcut. Aici avem apa caldă încălzită. Da? O să mut un pic camera să observați procesul. Deci luăm această foaie și pur și simplu doar o trecem prin apă. Nu vă faceți griji dacă apa nu este nu este clocotită. Atenție doar să nu vă ardeți. Ea deja a devenit destul de maleabilă. O punem pe tocător, pe acest dispozitiv după de gătit, plastifiat. După cum v-am zis, este partea cea mai dificilă. Dificilă, nu neapărat dificilă, ci partea cea mai migăloasă. Haideți să-i dăm cu niște apă în plus și să începem să întindem. Este foarte greu, vedeți? Deci, dacă nu o folosim imediat, da? Dacă nu o punem imediat acolo, ea deja nu mai poate să fie utilizată. De aceea voi folosi partea asta să ungă. Bun. Haideți să luăm o altă foaie. Și atenție. Așa, perfect.
spuneam că asta este cea mai migăloasă treabă. Ce avem noi de făcut aici? Da? Vom pune o mică cantitate de castravete. Atenție, nu trebuie să fie până în capăt, da? Nu trebuie să fie până în capăt pentru că avem nevoie să împăturim aceste pachetele. Bun, am pus castravete, punem și două foi de, două tije de ardei gras roșu și două de ardei galben, două, trei fâșii de morcov. Bun. Și avem nevoie să punem o sursă de proteină. Fie putem să punem ca și sursă de proteină, proteină de origine animală și să folosim pește sau să folosim pui sau să folosim o omletă subțire pe care o tăiem fin și o adăugăm. Eu voi pune diferit, da? Voi pune, într-una voi pune ton, în alta voi pune humus, voi face și sursă vegetală. Împăturim plecând din partea laterală. Nu este nicio problemă, o să vedeți că le vom strânge ușor. Dar spuneam că partea cea mai migăloasă din toată treaba ce facem astăzi, aceste pachetele sunt. Da? Strângem foarte bine și avem grijă să nu le rupem. Și acesta este primul pachetel pe care o să îl pun pe o farfurie pe care și pe ea o voi umezi cu apă rece ca să nu se lipească, da? Bun. Avem primul pachetel. Mai facem încă o foaie. Nu uitați să mai ungeți cu apă. Puteți să mai înmuiați foaia ulterior. Bun. Repetăm. În mijloc, da? Punem în mijloc. Așa. Și morcov. Și de data asta voi folosi humus. Am explicat rândul trecut cum putem face humus acasă, dar putem să luăm și humus din comerț dacă găsim ceva de bună calitate. Eu am găsit acest humus care este gluten-free, este cu ingrediente de bună calitate, fără coloranți, fără conservanți, fără grăsimi trans, adică destul de bun, de calitate foarte, foarte mare. Și de data asta pot să pun, în loc de ton, să pun humus. Da? Și să fac aceste pachetele, să le fac de sursă vegetală. Bun. Iarăși împăturim. Da? Avem grijă să luăm din lateral. Cum spuneam, asta este cea mai migăloasă parte. Nu sunt sau nu este cea mai bună variantă pentru pacienții care au probleme mai mari de mobilitate a articulațiilor. De aceea, dacă doriți să faceți acest preparat, ajutați-vă de însoțitorul dumneavoastră. Bun. Și mai facem încă unul. Și îl voi tăia, după care voi face sosul, dressingul.
iarăși, să avem grijă să dăm cu apă. Acestea sunt mai greu de manevrat. Din păcate, nu avem aluat fără gluten, gen foi filo, să le putem folosi. Putem să folosim și acele foi filo, putem să folosim acele foi de plăcintă, dar să le facem acasă. Sigur că puteți să faceți dumneavoastră din făină fără gluten acele foi și să nu vă mai chinuiți așa cu aceste foi de orez, deși avem nevoie doar de un pic de îndemânare prima oară și apoi va fi mult mai ușor. Dar, într-adevăr, sunt mai migăloase. Hai să mai facem încă una cu ton. Punem bucăți de ton. Peste ton am pus ulei de măsline și puțin piper. Aveți nevoie de sare, puteți să folosiți, dacă nu aveți recomandarea medicală, să nu folosiți sare, să nu aveți adaos de sare în preparat. Luăm din lateral și învelim, da? Și abia ulterior vom strânge capetele. Avem nevoie să ne asigurăm că închidem foarte bine capetele și că avem foarte strâns sau foarte bine strânsă foaia, pentru că dacă le vom și tăia, da? în bucăți, să putem să punem sosul sau să vedem imediat. Fie le putem consuma așa întregi, fie le putem tăia. Avem nevoie să facem un dressing. Da? Dressingul facem de muștar. Eu folosesc muștar Dijon. Dacă nu vă este pe plac, puteți să folosiți orice alt sos de muștar și voi face sosul de muștar Dijon cu cremă de cocos. Da? Și imediat voi folosi un alt recipient. Pentru sosul de muștar punem crema de cocos. Crema de cocos nu este același lucru cu laptele de cocos, da? Vedeți, are consistență cremoasă. Putem să punem două linguri, în funcție de câte pachetele de primăvară facem, putem să punem mai mult sos. O linguriță rasă de muștar Dijon, pentru că acesta este extrem de picant. Da? Amestecăm. Putem să punem verdeață, zeamă de lămâie, punem un pic de ulei de măsline imediat. Eu am un recipient dozator pe care îl folosesc și în tigaie. 3 pufuri de ulei. Un singur puf nu are nici măcar un mililitru și atunci controlez mai bine partea asta de grăsime. Putem să punem condimente. Voi folosi condimente mixte. Un pic picante și ierburi italiene. Și ăsta este dressingul pe care o să-l folosim la pachetele de primăvară. Imediat o să vedeți cât de ușor se taie. Și cât de frumos se vor așeza.
Atenție să avem un cuțit care taie foarte bine. Acestea stau destrămat pentru că eu nu le-am închis cum trebuie și mi se lipesc și mâinile de la mănuși. Deci, să nu faceți ca mine. Ok, și cele cu humus. Din păcate, pachetelele mele de primăvară nu sunt suficient de bine strânse. Nu m-au ajutat mănușile, din păcate, și se pare că n-am reușit să le strâng foarte bine. Însă, ele sunt foarte gustoase. Da? Un dressing pus pe ele. Este tot ce avem nevoie și în felul acesta avem o farfurie colorată, o farfurie bogată în nutrienți și ușor, ușor de făcut, mai ales dacă nu mai folosiți mănușile acestea. Da? Ele s-au atins unul de celălalt și nu s-au putut strânge foarte bine. Tot secretul în pachetelele de primăvară este să le strângem foarte bine și să le lăsăm un pic să se usuce foaia mai bine. Dar scopul a fost atins, acela de a vă arăta cât de ușor putem să facem o masă rapidă, nu necesită foarte mult timp, colorată și suficient de gustoasă, credeți-mă. Bun. Pentru că ne gândim deja la a doua gustare, a doua gustare va fi supa rece de roșii pe care o facem la blender și este nevoie să spălăm blenderul de suc. De aceea am ieșit un pic din peisaj. Bun. Supa noastră de roșii se face foarte repede. Mai ușor de atât nici nu este posibil. Supa noastră de roșii o facem din roșii proaspete pe care eu ulterior le-am decojit și am scos semințele. Da? Această roșie am lăsat-o deasupra, nu i-am făcut nimic pentru că o pot folosi pentru decor și practic tot ce avem de făcut este să punem în blender roșiile. Deocamdată nu adăugăm nimic. O să vedem imediat că mai simplu de atât nu se poate. Deocamdată le punem la blender. Vom adăuga ulterior ulei de măsline și usturoi. Eu nu voi folosi usturoi decât la partea de crutoane să punem deasupra. O supă de roșii, ca să iasă cremoasă, are un secret. Am pus... Da? Are un secret. Unu, are nevoie de smântână, dar cum noi nu folosim produse lactate,
vom folosi smântână vegetală de gătit, da? Nu vom folosi lactate. Și voi adăuga și un pic de cremă de cocos pentru o consistență mai cremoasă decât atât. În cazul în care doriți să folosiți produse lactate pentru restul familiei, bine, puteți să puneți smântână lichidă de gătit, da? Pentru a-i da cremozitate. Două linguri sunt suficiente, nu e nevoie de foarte mult. Punem la loc și mai mixăm. Dar înainte de a mixa, pe lângă smântâna respectivă, adăugăm ulei de măsline, da? Cel mai la îndemână mi este recipientul. Aici pot pune o lingură de ulei de măsline și este absolut suficient. Voi pune capacul, mai blenduiesc puțin. Și al doilea secret la supa cremoasă este să o trecem prin sită. Așa arată, s-a deschis puțin culoarea, pare o consistență mult mai cremoasă, dar dacă aș face-o mai moală de atât, nu ar mai avea același gust. Da? Am zis că punem încă un pic de cremă de cocos. O să putem pune și pentru decor ulterior. Vom putea folosi și aici mix de ierburi, dar prefer să pun busuioc deasupra, sare și piper. Nimic altceva în plus. Piper, proaspăt rășnit. Intensitatea de gust este mult mai ok cu piperul proaspăt. Sare, folosesc sare de Himalaya sau sare celtică sau sare de mare, da? Fulgi de sare de mare și este tot ce am nevoie. Dacă nu vi se pare consistența suficient de ok, ori mai puneți smântână, ori puteți să puneți un pic de băutură vegetală, ideal tot de cocos, și mai punem un pic la blender. Și cam asta o să fie. Crutoanele le fac din pâine fără gluten. De data asta am găsit pâine fără gluten doar albă și am preferat să o cumpăr pe aceasta pentru că nu are nimic de soia. Iarăși, soia este recomandată a nu se folosi frecvent în alimentația pacienților cu scleroză multiplă. Crutoanele le fac foarte simplu, le prăjesc în prăjitorul de pâine sau pe tigaie, unde vă este mai comod, după care peste el pot să adaug usturoi, să frec un pic felia de pâine cu usturoi și ulei de măsline, le pun imediat la făcut. Și între timp putem să punem în farfurie. Voi pune supa cremă. Nu este roșie-roșie pentru că am pus smântână vegetală, da? Voi toca busuioc și îl voi pune deasupra, însă voi păstra un vârf
ca să o pun de decor. Miroase absolut fabulos. Yummy. Tot cam puțin. Nu foarte mult. Mănușa mea îmi joacă feste. Pentru că mi se lipesc frunzele de mănuș. Bun. Aici, în mijloc. Imediat. Și pe măsură ce se fac rutoanele, o să finalizăm farfuria. Însă, ne pregătim de pește. Setăm cuptorul la 220 de grade și vom începe să preparăm peștele. Voi face pentru masa de cină somon cu cartof dulce și cu sparanghel. Ia. Bucățile de somon. De data asta îmi trebuiau mănuși, sigur. Și pregătim peștele. Înainte de a pregăti peștele, trecem fileurile printr-un jet de apă, le uscăm bine și apoi le punem în tavă cu partea de piele în jos. Voi lăsa pielea cu tot cu solzi, nu curăț solzii pentru că aleg să nu o consum. Și voi găti somonul în funcție, adică îl voi ține la cuptor în funcție de grosime. Pentru fiecare centimetru de grosime a fileului de pește dedic 5 minute. Și atunci știu că peștele este gata, nu este extra copt să-i piară gustul și nu este nici nefăcut. Punem pe prosop de hârtie și o să-l ștergem foarte bine. Folosim prosopul de bucătărie. Îl punem aici. Am pregătit deja tava cu hârtie de copt. O să vedeți imediat. Și voi așeza toate ingredientele în tavă. Da? Imediat o să punem inclusiv partea de cartof dulce. Dar cartoful dulce nu-l vei pune imediat, pentru că acesta, dacă îl tai precum cartoful pai, se va face foarte repede. Bun. Strângem de pe masă. Și folosim un cuțit mai mare. Voi lua această planșetă de lucru, pentru că am atins peștele cu ea, sau am atins-o cu peștele. Și voi folosi o altă planșetă. Bun. Cartoful dulce, atenție că se taie mai greu. Atenție să nu vă tăiați.
Tai rondele. Și ulterior îl voi tăia precum cartoful pasta. Ok. Peștele între timp îl pregătesc pentru a-l băga la cuptor. Și pentru asta am nevoie să îi dau cu ulei de măsline. Ajut mai bine să folosim ulei de măsline extra virgin, da? Acesta este un ulei de măsline din măsline Kalamata. Este un ulei mai aromat. Uleiul de măsline extra virgin este indicație prioritară pentru creșterea aportului de omega-3. Grăsime extrem de importantă pentru pacienții cu scleroză multiplă. Adăugăm sare, adăugăm piper. Dacă n-aveți voie sare, nu este nicio problemă, puneți doar piper. Și mai simplu de atât, nu se poate. Deci mai simplu de atât, chiar nu avem ce să facem la un pește, pentru că îi vom strica gustul. Da? Trebuie să simțim gustul peștelui, nu să îl aromatizăm cu atât de mult cu ierburi aromatice. Da? Peștele este important să aibă gustul său. Când o să ne anunțe cuptorul că este încins, că l-am adus la 220 de grade, îl voi băga în cuptor și timpul va zbura numai decât. Facem acești cartofi pai. Dacă în familie aveți persoane care n-au nevoie să se ferească de produsele lactate, acești cartofi dulci puteți să îi faceți și cu parmezan. Da? Parmezan, usturoi, pe principiul cartofilor pe care îi întâlnim la burger, de exemplu. Da? Nu voi face foarte, foarte mulți. La mine acasă nu se prea consumă cartofi dulce de multe persoane. Eu sunt cam singura care mănânc cartofi dulce. Dar dacă îi voi pune parmezan și dacă îi voi pune usturoi, sigur că și Bogdan va consuma. Bun. Și aici, de asemenea, tot ce avem de făcut, o să vedeți, este să adăugăm ulei de măsline, sare, piper și îi avem pregătiți, doar să-i punem la cuptor ulterior, nu odată cu peștele. Dar putem să ne folosim de aceeași tavă. Amestecăm roșiile, cartoful dulce și toate preparatele care conțin beta-caroten, care conțin licopen, au nevoie de prezența grăsimilor pentru a putea să fie absorbite. Adică pentru ca beta-carotenul, licopenul să fie absorbite, este nevoie de grăsime. Și dacă roșia o putem consuma și crudă, cu atât mai mult avem nevoie de ulei, preparată termic va putea să fie absorbită, dar tot în prezența grăsimilor este cel mai bine de consumat și de absorbit. Bun. Peste cartoful dulce. De asemenea, punem de data asta condimente picante. Sare și piper. Dar putem să punem și ierburi aromatice. Sare
Peter. Bun. Le amestecăm puțin. Sau le mai amestecăm. Facem masaj la cartofi. Ulterior o să ne ocupăm de sparanghel, pentru că acesta se face foarte rapid și nu trebuie decât să aducem apa la punctul de fierbere. Și asta este. Ulterior, dacă vreți să-i trageți un pic la tigaie în ulei de măsline și condimente, sigur, nu este absolut nicio problemă. Totuși am tăiat cartofii suficienți de groși, dar nu foarte groși. Atenție! Cartoful dulce se face la cuptor și fierbe mult mai ușor decât cartoful obișnuit pe care îl cunoaștem. De aceea nu îl punem deodată cu peștele, da? Îl mai lăsăm. Băgăm peștele la cuptor. Setăm la 20 de minute. Bun. Și dăm deoparte cartofii pe care o să-i punem după 5 minute de preparat. Da? Foarte simpli, foarte ușor de făcut și gata. Ne vom pregăti ulterior pentru sparanghel. Dar haideți să definitivăm supa. Bun. Am prăjit pâinea. O stropim cu un pic de ulei de măsline. Putem să îi dăm cu usturoi și ideal este să îi dăm cu usturoi. Eu nu voi folosi usturoi pentru că mie personal nu-mi place. Dar rețeta mai potrivită este cu usturoi. Și acum hai să facem cutoanele. Pur și simplu tăiem pâinea cuburi. Vom decora supa. Nu mai cumpărați culpoane din comerț, sunt pline de aditivi. Este foarte simplu să-i faceți acasă, inclusiv punându-i în tava de copt, fără nicio problemă. Pâine, o tăiați cuburi, îi dați cu un puf de ulei de măsline, condimente și asta este tot. N-aveți nevoie de altceva. Supa noastră. Cum spuneam, mai putem adăuga câteva picături de smântână de cocos. Putem adăuga câteva picături de ulei de măsline. Nu suntem la MasterChef, eu nu sunt șef, nu sunt bucătar, nici măcar, dar îmi place să gătesc. Și punem plutoane.
Putem să mai avem aici niște protoane. Să facem o farfurie mai vizual. Și avem și supa cremă. O să vedem și pozele și o să vedeți că arată mult mai bine în poze. Bun. Cât se fac peștele și cartofii, putem să venim lângă aragaz și să vedem ce vom face în tigaie. Bun. Aici ne pregătim pentru sparanghel. Aici avem cartofii, o să-i adăugăm ulterior. Și sparanghelul va trebui să-l curățăm. Nu am curățat sparanghelul pentru a vă arăta operațiunea și cât este de important să respectăm niște pași. O să vedem imediat. Bun. Înainte de a da drumul la aragaz, avem sparanghelul. Care sparanghel are această tijă lemnoasă care trebuie tăiată. Însă, înainte de a tăia, folosim un cuțit econom și curățăm această parte și ulterior o vom tăia. Da? Cuțitul econom. Curățăm această parte pentru a vedea concret de unde trebuie să tăiem. Să nu cumva să tăiem mai mult. Bun. Deja simțim, da, unde trebuie să tăiem. Bun. Și la fel vom proceda cu fiecare tijă de sparanghel. Da? Vedeți? Deja de aici trebuie tăiat, da? De unde a început partea verde. De altfel se și simte unde nu mai este partea lemnoasă. De. Și cu următorul, la fel. Voi folosi 8 tije de sparanghel. Sigur că porția poate să fie aceasta pentru o singură persoană. Cu cât mai mult verde, cu atât mai bine. Dacă luați anticoagulant, aveți grijă să nu exagerați cu legumele verzi. Da? Dacă luați anticoagulant care necesită INR. Da? Dacă luați anticoagulante care nu necesită INR-ul lunar, atunci alimentația este mai permisivă în ceea ce privește consumul de legume verzi. Punem tigaia și vom usca, pentru că i-am tăiat și i-am și spălat sparanghelul. Aici am apă. Și avem mai multe posibilități să gătim sparanghelul.
ori direct în tigaie, atunci când acesta este subțire, dar sparanghelul meu nu este foarte subțire, deci el nu se va prepara foarte bine. Însă, tot în tigaie o să-l fac, însă cu puțină apă inițial. Da? Îl voi înăbuși. Îl voi sota. Încălzesc tigaia. Voi pune un pic de apă. Nu foarte multă. Voi pune și ulei de măsline sau ulei obișnuit. Aleg să pun de la început puțin ulei și ulterior, pe măsură ce se evaporă apa, voi stropi sparanghelul cu restul de ulei. Și pun în tigaie, se vor face foarte repede. A venit momentul să pun și cartofii la cuptor, pun capacul și cartofii îi voi pune peste pește. În tavă. Atât peștele, cât și cartofii în tavă, îi bag la cuptor și vor fi gata deodată. Între timp, sparanghelul meu trebuie făcut. Este posibil să mai fie nevoie de un pic de apă, dar deocamdată nu. Și asta este tot ce am avut de făcut pentru mesele de astăzi. Sigur că se mai adaugă jumătate de oră ca și timp de tăiat legumele, de făcut curățenii un pic pe lângă ceea ce am deranjat, dar în principiu asta este tot ceea ce avem de făcut. Simplu, sănătos, echilibrat, cu legume de bună calitate, cu ingrediente de foarte bună calitate și potrivite pentru alimentația pacientului cu scleroză multiplă. Din păcate, cum spuneam, pachetele mele de primăvară nu au putut să fie și cu o imagine mult mai plăcută, dar ele sunt foarte gustoase oricum. Le facem cu capacul pentru că sare, da? Atâta vreme cât am pus apă și ulei, sigur că sare. Vrem să fie și crocante, deci avem nevoie de înăbușire prima oară și ulterior le vom face și crocante. Atenție, sare, da? Avem nevoie să permeabilizăm această membrană a sparanghelului și acest sparanghel să își păstreze totuși culoarea. După cum vedeți, are o culoare foarte vie, da? Însă, în același timp, dacă nu aveți interdicție la sare, pentru a înmuia membrana și pentru a se prepara mai bine, dar ulterior să rămână crocant, punem un praf de sare. Eu nu am interdicție la sare, nici nu exagerez cu sarea, dar îl voi presăra cu un pic de sare, cu un pic de piper. Nu foarte mult, pentru că vom face sosul de piper. Da? Sosul de piper, foarte ușor de făcut, nu este foarte greu. O să vedeți, o să punem în tigaie smântâna vegetală, o să punem coniac,
că secretul unui sos bun, de fapt, acesta este. Alcoolul va ieși din coniac pe măsură ce se evaporă, deci nu vă faceți griji din punctul ăsta de vedere. Bun. Și întoarcem. De acum o să se facă mai crocant. Vom pune mai mult ulei acum, dar nu foarte mult. Și terminăm de gătit. El este deja moale, nu trebuie să-l gătim foarte mult, ci extrem de puțin. Și mai avem câteva minute și toate vor fi gata deodată. Spuneam de semințele de chia, că acestea sunt ingrediente consumate de alte popoare. Noi nu ar trebui să consumăm alimentele altor popoare în exces, dar cumva de două ori pe săptămână o budință de chia sau adaos de chia în alte preparate nu se consideră un exces. Semințele de chia sunt bogate în fibre, în fibre de bună calitate, sunt bogate în grăsimi de foarte bună calitate și au un conținut bogat de proteine. Da? Proteine de înaltă valoare biologică. Și mai mult de atât, avem fosfor, magneziu, calciu, fier, zinc, potasiu, deci ne ajută și cu drenajul, ne ajută și cu eliminarea edemelor, da? Aceste semințe de chia. Bun. Păi, sparanghelul meu este gata, da? El este moale, după cum îl puteți vedea, dar în același timp este și crocant la exterior. Încă puțin și pe partea cealaltă. Și ăsta este. Gata, îl voi pune pe farfurie. Iar peștele mai durează câteva minutele. Nu foarte mult. Am pus paranghelul pe farfurie și suntem aproape gata. Să vedem ce mai face budinca noastră de chia. Budinca noastră de chia, colorată, dacă ar fi folosit mai o culoare mai roșie, ar fi și culorile tricolorului, practic, roșu, galben și albastru. De data asta avem albastru-violet, galben și roz. Foarte gustoasă, o să vă placă. Trebuie neapărat să o încercați, puteți să puneți și fulgi de cocos, puteți să puneți alte ingrediente, dacă vreți, puteți să puneți, de exemplu, fulgi de ovăz certificați gluten-free.
fără nicio problemă, așa că nu o să nu o să duceți lipsă de inspirație, practic, și după cum puteți vedea, nu este nevoie să gătim complicat, putem să gătim foarte simplu și cu cât mai simplu, cu atât mai sănătos, cu cât mai puțin preparat termic, cu atât mai bine. Asta nu înseamnă că promovăm alimentația raw, da? Alimentația crudă, dar nu uitați că pentru alimentație sănătoasă avem nevoie ca 80% din ceea ce consumăm să fie alimente cu efect alcalinizant. Aceste alimente cu efect alcalinizant provin preponderent din legume și fructe crude, dar și gătite, da? Nu trebuie neapărat să fie crud, iar din punct de vedere al legumelor, două părți ar trebui să fie crude și o parte gătită. De aceea avem la masa de prânz acele pachetele de primăvară unde legumele noastre sunt crude, la masa de cină avem legume gătite, la micul dejun, dacă nu avem acest mic dejun cu bunică de cheia, putem să avem o omletă cu o salată. Sigur că putem să avem o salată de vară în locul supei de roșii, dar iată și roșiile sunt gătite, sunt preparate la rece, nu sunt gătite termic. Deci, cumva, acest meniu pe care eu astăzi l-am preparat este un meniu echilibrat perfect, atât din punct de vedere a nevoilor nutriționale a pacienților cu scleroză multiplă, cât și din punct de vedere a alimentației sănătoase pentru orice persoană. Sigur că poate uneori este dificil să stăm departe și de gluten și de lactate, totuși ar fi bine să nu exagerăm cu consumul acestor alimente care conțin proteinele din lapte și proteinele din grâu, orz și secară. Am tot pomenit de fulgi de ovăz certificați gluten-free și nu am spus că avem gluten în ovăz. Într-adevăr, ovăzul nu conține gluten, el în mod natural, însă poate să fie contaminat pentru că nu se ambalează pe conveiere separate de alimentele care conțin gluten și știm foarte bine că pentru pacienții cu boală celiacă orice contaminare este o situație de nedorit, este o stare generală de sănătate alterată ca și stări pe care acești pacienți le pot resimți. Și vă aștept data viitoare la celelalte ateliere. Acum o să vă arăt imediat farfuria cu pește. Imediat. Hai să vedem ce avem pe aici. O să vedeți că a rămas farfuria fix la fel. Da, plating-ul fix la fel aici unde am tăiat crotoanele. O să le strâng imediat ca să avem, puțină ordine totuși. Dar în bucătăriile mari, bucătarul are un ajutor de bucătar și strânge după și curăță ingredientele. Noi știm foarte bine că în bucătăria noastră de cele mai multe ori suntem singure, de aceea am mai mult dezastru în bucătărie și eu. Dar nu este absolut nicio problemă, ne rezolvăm după ce încheiem transmisiunea. Bun. Să aducem aici farfuria. Da? Am pus sparanghelul. Ia uitați ce culoare frumoasă are. Minunat. O să vedeți în poze că această culoare este mult mai bine evidențiată. Totuși, pe cameră, nu știu dacă se vede foarte bine la fiecare, dar totul este foarte, foarte, foarte ok. Pun imediat și peștele.
și cartofii dulci. O să vedeți cât de repede s-au făcut. Da? Și deasupra o să punem un dressing de piper imediat. Dressingul de piper în tigaie. Vom pune smântână lichidă. Vom pune piper, dar punem deocamdată tigaia pe foc. Imediat să vă arăt aici. Imediat. Deci, avem smântâna lichidă pe care o încălzim ușor, nu foarte mult, peste care voi adăuga un pic de muștar, coniac, condimente și piper, boabe, dar și râșnit. Voi pune 50 de mililitri de coniac. Nu vă faceți griji că alcoolul se va evapora. Bun. Bun. Suntem atenți să fiarbă smântâna, nu foarte mult. Voi pune și muștar de Dijon. Voi pune și boabe de piper. Dar voi pune și piper măcinat. Amestecăm. Tijele de la piper. Deja sosul începe să se îngroașe puțin. Amestecăm foarte bine cu muștarul de Dijon. Punem sare. Nu uitați să puneți sare. Dacă nu aveți contraindicații, fără sare, dacă le aveți. Combinația asta cu coniac este o combinație mult mai delicată dacă folosim smântâna de gătit. Dar pentru că nu folosim produs lactat, nu este nicio problemă, îl adăugăm coniacul oricum în rețetă. Bun. Și încă un foc, încă un clocot să mai dea, să se mai îngroașe puțin și asta e tot. Nu ne mai trebuie altceva. Și gata.
Asta este sosul. Ne mutăm înapoi la farfurie. Să ne pregătim. Să finalizăm decorațiunea. Vă mirați că s-au făcut atât de rapid cartofii? Uitați! Da? Mmm! Delicios! Mmm, deliciu! Putem pune sosul peste pește, putem să punem sosul peste cartofi. Eu aleg să-l pun peste cartof și peste sparanghiu. Da? Pentru a le intensifica aromele. Sigur, puteți să folosiți imaginația și să puneți ce doriți dumneavoastră pe farfurie. Și asta este tot. Și gata! Avem un meniu complet al zilei, care nu a durat foarte mult și care, cu puțin ajutor, ar putea să dureze și mai puțin. Da? Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare la un nou atelier de gătit, mult mai bine organizat din punct de vedere a logisticii de filmare. Mulțumesc frumos, seară bună tuturor și multă sănătate! Thank you.